Bună ziua, bine ați venit în comuna noastră, Comuna Cricău, care se situează în zona centrală a județului Alba, între munții Trascăului și culoarul Mureșului. Este situată la 21 de kilometri de Alba Iulia și în această comună am făcut o expoziție etnografică cu ajutorul copilașilor de la școală. Am început în 2004 printr-un proiect Tradițiile comunității și împreună cu acești copilași am strâns în jur de 900 de obiecte. Din 2004 până acum avem în expoziție în jur de 1900 de obiecte strânse. Majoritatea obiectelor nu se mai găsesc în locuințele oamenilor. Toți am început să ne modernizăm și atunci este binevenită această expoziție în această localitate. Dragii mei, știți cine a locuit înainte, pe timpuri, la noi în localitate? Daci. Nu știți cumva din ce an testează documentar localitatea Cricău? 1206, primele documente. Și ce denumiri a avut pe parcursul acestor ani? Vă amintiți vreuna? Știți vreuna? Cracov, Borocracov, Cricău. Ce monument avem foarte mare în jurul localității noastre, aproape de expoziție? În jurul localității noastre avem Piatra Craivii. Piatra Craivii, bravo. Și o biserică, n-ați trecut pe lângă ea, o biserică veche? Biserica? Biserica ungurească, reformată. Biserica reformată. Mulțumesc! Și acum, dragi copii, să mergem să vizităm expoziția etnografică. Începem cu camera dinainte, așa se numește. Hai. Oare puteți să-mi spuneți ce meșteșuguri existau mai de mult în localități? Cu ce se ocupau oamenii? Cu ce lucrau? Cu agricultura. Mulțumesc. Bine, foarte bine. Meșteșugul, cu meșteșugul lemnului. Dacă puteți să-mi spuneți ce credeți că este acest aparat, această piesă? Mihei. Aici se prelucra lemnul. Și pe mihei avem diferite obiecte care ajutau la prelucrarea lemnului. O altă preocupare, o altă ocupație a oamenilor era albinăritul. Avem două coșnițe în care se strângeau, se adunau albinele care roiesc. Știți ce înseamnă albine care roiesc? Când sunt mai multe albine într-un stup, un șef pleacă și după el merg mai multe albine și se așează în anumite locuri și veneau oamenii care își doreau să strângă acel roi, puneau acea coșniță și se strângeau toate albinele în interior și le duceau acasă. Această unealtă se numește meliță. Cu ajutorul ei se făcea cânepa, se bătea ca o meliță, că zice că îți merge gura ca o meliță, îți merge tare și mult. Așa, de aia se numește această unealtă meliță. După ce se mărunțea, această cânepă se prelucra. Avem câteva obiecte pentru prelucrarea, care ajută la prelucrarea lâinii și a cânepii. Avem râșchitor, avem vârtelniță, avem sucală și avem furca de tors, furca de mână. Da? Aici e sucala și firul se făcea pe sucală, uite așa, vedeți? Da. Și pe urmă sucala. După ce se termina așa, era destul de plin, sucala se pune în, suveica se pune în iotijă și se montează în interior. Și ce facem pe urmă cu ea? Haideți să vedem, ce facem noi pe urmă? Haine. Țesem în război. Haideți să vedem, ce credeți voi că este acesta? Lampă.
Lampă. De ce? De ce oare felinarul lampă aici? Ca să vadă. Să vadă. Nu exista lumină electrică și atunci, la război seara, doamnele, femeile, bătrâne, țeseau și își aprindeau lămpașul aici la marginea războiului și țeseau. Suntem în casa dinainte, așa se numește, casa dinainte, casă care îi amenajată pe colțuri, îi aranjată pe colțuri. Ce înseamnă? Într-un colț este patul, în alt colț sunt dulapurile, la pat, vedeți, sunt perne țesute în război și deasupra patului, de obicei, este o icoană, se găsea o icoană sau o fotografie de la nuntă a oamenilor. În dulapuri se țineau hainele cele mai bune și pe colț se punea acea culme. Culme ce înseamnă? Se atârnau haine frumos, pentru că ei nu aveau dulapuri așa multe, și le atârnau pentru expoziție, pentru a se păstra, pentru a nu intra molile în haine. Pe urmă sunt aranjate blidare. Blidare sunt dulapurile unde se țineau vasele, vesela. Iar în celălalt colț este ploptănul. Știți ce e ploptănul? Nu. Ploptănul este soba. Așa se numea. Soba. Soba făcută din lut. În fața ploptănului, ce credeți voi că făceau seara oamenii? Mâncare. Făceau seara pe foc mâncare și în față stăteau și sfârmau cucuruz. Cu sfârnitoarea. Haideți să vedem. Sfârmau cu sfârnitoarea. Uitați. Aceasta e sfârnitoarea. Luau cucuruzul în mână și sfârmau așa. Pentru că are sfârnitoarea niște simți aici, care, cu ajutorul căreia se poate sfârma cucuruzul. Lângă pat se găsesc... Ce obiecte avem lângă pat? Pătuțul. Pătuțul. Ce țineam în pătuț? Copilașul. De ce o are lângă pat? De ce îl punea lângă pat? Ca părinții să-l poată adormi mai repede. Da, și în cazul în care noaptea se trezește, să-l poată hinta. Uitați cum hintau, da? Tot lângă pat aveam acest obiect pe care oamenii îl folosau să se descalțe. Puneau papucul aici, în gaura aceasta, și trăgeau și se descălțau de cisme. Că era foarte greu să te descalți de cismele acestea înalte. Vedeți? Nu-i cisma înaltă. Oamenii erau foarte credincioși. Și seara, ce făceau oare? Seara. Se rugau. Și se rugau citind în cartea de rugăciuni. Oamenii, fiind în vârstă, nu mai vedeau așa bine, da? Și atunci foloseau acești ochelari. Vedeți? Ochelari. Puteți să-mi spuneți oare ce secrete pot avea acești ochelari? Ce secrete? În sensul că ce-or putut vedea ei și numai ei știu, că noi nu putem, numai ne imaginăm. Ce citeau în rugăciuni? Ce o scrisoare pe care o primit-o de la copiii plecați departe, că atunci se foloseau scrisorile, epistole, da? Bilete, mesaje, da? Și le citeau. Vedeau bucurii, vedeau cu ei necazurile. Și un lucru cel mai important, la ce foloseau ochelarii? La vedere. Să vadă, să nu rămână în întuneric, să lumineze, da? Mulțumesc! Bunicii noștri nu știau de atâtea medicamente, de atâtea masaje, terapii și foloseau aceste aparate, aceste obiecte pentru a face tratamentul. Știți cum se numesc acestea? Nu ventuze. Cred. Ventuze, bravo, ventuze. Cum se foloseau? Cu acest obiect se moia în spirit, dar nu, cine nu avea spirit, se moia în... Care era înlocuitorul spiritului? Nu, apă? Țuica, apă. Jinarsul. Se moia în jinar și se dădea foc. Cu focul acela,
se introducea în interiorul ventuzei, se încălzea și se punea urgent pe partea bolnavă a corpului, pe spate sau pe mână. De la căldură se trăgea pielea în interior. De la căldură, când punea așa, se trăgea pielea în interior și se lăsa acolo câteva minute, după care, în momentul în care se scotea afară, rămânea toată pielea așa ca o moviliță, ca movilele de pământ. Da? Și după acel tratament, bolnavul se vindeca. În expoziția noastră avem și un colț bisericesc, avem carte veche, evanghelii, cărți de rugăciuni, avem medalia care s-a dat în 1948 pentru reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române, avem straiele bisericești a părintelui Mitrofan, Dumnezeu să-l ierte. În speranța că v-a plăcut în expoziția noastră, vă așteptăm și data viitoare. Mulțumim!